în această campanie electorală și din cauza grijilor traiovenilor pe care îi iubește atât de mult și pe care nu i-a mințit niciodată. Nu știu pe cine m-a mințit din anumit, dar vreau să vă spun că peste tot unde m-am dus în cartierele mărginașe, absolut toți mi-au spus că au fost mințiți de primarul funcție. Nu mi-am pregătit un discurs pentru că o să vă spun și dumneavoastră ce le spun tuturor traiovenilor cu care mă văd, că sunt senator de Colegiul Rural, dar că orice comună de pe colegiul meu arată mai bine decât cartierele mărginașe ale Craiovei. Este inadmisibil să trăim în secolul 21 și să nu fie peste tot apă, canalizare și asfalt. Și din păcate asta se întâmplă în Craiova. Este inadmisibil să pierdem peste 25.000 de locuri de muncă în câțiva ani, ce a fost odată platforma industrială a Craiovei și ce e acum, Aragina, în care se află acum. Și o să-mi spună mulți că nu este datoria unui primar să atragă investitori și să facă locuri de muncă. Greșit. Este prima datoria unui primar să asigure taxele și impozitele care vin la buget și asta le asigură dând locuri de muncă tuturor cetățenilor Craiovei. Eu m-am preocupat de ani de zile de atragerea investitorilor în Craiova și cred că știți aceste lucruri. Am avut un forum economic al investitorilor, astăzi văd că ne-au copiat ideea și cei de la PDL. Din păcate, pe finalul mandatului, când trebuie să plece de la guvernare și nu mai pot să facă nimic, îmi pare rău să constat că sunt singurul parlamentar de Dolj care nu a fost invitat la acest forum economic, poate pentru că m-aș fi sesizat că după ce eu am adus în Craiova cei mai mari investitori ai lumii, de genul Honeywell, Rolls-Royce, Machino, Portsmouth Aviation și așa mai departe, dumneavoastră au avut niște ambasadori. Care ambasadori o să discute niște lucruri foarte frumoase, dar o să plece acasă așa cum au venit. Ca să asigurăm locuri de muncă în Craiova, trebuie să scădem taxele, în primul rând, pentru investitori, pentru că sunt cele mai mari din România. Și nu o să vină niciun investitor în Craiova dacă taxele vor fi mari. O să prefere Cluj, o să prefere Sibișoara, o să prefere cu totul și cu totul alte orașe. Pentru că acolo pot să câștige ceva. Și mi-a avut aminte că vorbeam cu directorul general de la Honeywell, care este cel mai mare producător din lume de avioane și care, într-o discuție vis-a-vis de venirea lor la Craiova, eu i-am spus, printre altele, că aici este o mână de lucru deja formată și că oamenii respectivi au salariile mici, deci ar putea să se bucure de această parte a mâinii de lucru foarte ieftine în Craiova. Și am spus greșit, voi vedeți greșit problemele. Muncitorul trebuie să fie fericit. Muncitorul, dacă are ce pune pe masă și știe că lucrează pentru un salariu bun, va lucra mult mai bine. Problema noastră sunt taxele. Cele 137 de taxe de la nivel național față de 17 ale Bulgariei. Așa trebuie să puneți problema și așa va trebui să o punem și din toamnă la nivel național când vom veni la guvernare, pentru că nu cred că se îndoiește niciunul dintre dumneavoastră de faptul că vom ajunge la guvernare. O altă prioritate trebuie să fie reabilitarea termică a blocurilor din Craiova, care a început în foarte multe orașe mari și în special a orașelor care au avut în această perioadă primari din partea puterii. Ne-am avut un primar care două mandate a fost la putere și care nu a atras absolut deloc fonduri de la bugetul de stat ca să ajute craiovenii. Asta nu se poate întâmpla, pentru că cei care mă cunoașteți știți că eu dă rămușa unui ministru dacă nu obțin ceea ce doresc pentru colegii până acum, pot să mă laud cu reabilitarea a peste 50% din școlile județului Dolj, finanțare venită în urma demersurilor pe care le-am făcut eu până acum. Și vă promit că pentru Craiova se vor schimba mult lucrurile și că în mandatul meu la final nu mă voi lăuda doar cu un parc și cu o fântână. Pentru că dacă punem sala polivalentă, este aprobată finanțarea de un ministru care astăzi este subsemnatul la DNA din Vorbei, pentru că au văzut că sunt probleme cu cei din UDMR cu guvernarea. Iar pasajul pe care îl așteptăm cu foarte mare interes este făcut pe fonduri europene și o să vedeți că mai mult va descurca circulația în Craiova decât o va descurca, din păcate.
Sunt în tandem cu domnul Ion Priotasa. Mi-am dorit foarte mult să mergem împreună în acest tandem și să vă reprezint PSD-ul pentru funcția de primar al Craiovei. Vreau să vă spun că acest om a făcut pentru orașul Craiova mai mult decât a făcut Antonie Solomon. Antonie Solomon a avut un buget de 140 de milioane de euro, Priotasa a avut la Consiliul Județean un buget de 40 de milioane de euro. Cu toate acestea, sunt mai multe obiective făcute de Ion Priotasa în Craiova decât cele dictate de Antonie Solomon. Avem un aeroport făcut de Consiliul Județean, avem 3 spitale reabilitate, 3 policlinici reabilitate, în condițiile în care astăzi de la Filantropia pleacă 60 de oameni, astăzi au fost anunțați că vor fi disponibilizați pentru că nu s-a întâmplat nimic în spitalul respectiv și pentru că este în pragul falimentului și ne spune acum în campanie electorală că va face un spital municipal în condițiile în care el n-a dat o mână de vad pe spitalele pe care le-a avut în subordine de ani zile. Ion Priotasa a făcut cel mai important lucru, poate, pentru Craiova, master planul de apă. Ce înseamnă asta? În sfârșit vom putea vorbi în cartierele craiovene de apă și canalizare. Acolo unde se trăiește ca în secolul 15, nu ca în secolul 19, cum am spus până acum. Vreau să vă spun că ce am văzut ieri în Romanești, sper că nu se mai întâmple niciodată în Craiova, cel puțin după mandatul pe care cu siguranță îl voi câștiga. Oamenii și aruncă oala de noapte în mijlocul străzii pentru că nu au nici măcar fagnale. Și acolo ce se întâmplă? Se face un centru expozițional în zona respectivă în care ar trebui să atragem turiștii, să vină turiștii, să vadă ce. Mă rog, sunt chestiuni pe care le vom mai dezbate. Știți bine care sunt prioritățile mele, apă, canalizare în toate cartierele Craiovei, reabilitarea termică, un stadion, pentru că foarte mulți mă întreabă de echipa Universitatea Craiova și sunt și eu suporter al Universității Craiova și aș fi sprijinit cu siguranță mai mult echipa chiar dacă sunt femeie, poate tocmai de asta n-aș fi avut interesele în fotbal pe care le au unii din jurul domnului Antonie Solomon. Și cu siguranță atragerea de investitori pentru noi locuri de muncă. Observați că nu vorbesc de asfaltări, așa cum se întâmplă acum într-o nebunie totală, tot orașul este spart ca să se facă asfaltările în perioada de campanie electorală. Observați că nu vorbesc de spații de joacă, că nu vorbesc de spații verzi și așa mai departe. De ce? Pentru că acestea trebuie să fie pe agenda zilnică a unui primar. Despre acestea nu trebuie să vorbim doar în campanie electorală. Spunea domnul Mihai Sicor că avem 60% după cel mai mare sondaj care s-a făcut în Craiova. Eu mi-am stabilit targetul să câștigăm Craiova cu 58%. Și vă spun că n-a avut nicio emoție că vom câștiga Craiova. Îl vom bate grav. Vă mulțumesc foarte mult!